Anul 2021 a fost pentru toată lumea un an al provocărilor, un an greu cu multe necunoscute. Celebra decarbonare pe care Europa și-a propus-o, emisii zero în 2050, s-a dovedit o țintă grea cu provocări venite din sistemul energetic european, cu prețuri neașteptate la gaz și energie, o țintă care este practic pusă sub semnul întrebării chiar și de țările inițiatoare. Prezent la emisiunea în interes public de la Gorj TV, Daniel Burlan, președintele directoratului CEO, a dat șanse cărbunelui în viitorul apropiat. Încă nu e trecut, eu zic că are viitor. Ieri a fost un simpozion, o dezbatere pe tema provocărilor climatice, sistemului energetic pentru perioada de iarnă 2021-2022, și acolo a rezultat că doi producători nu prea sunt dependenți de factorii climatici, nucleare, electrica și cărbunele. Deci întotdeauna aceste două producții de energie asigură siguranță și continuitate sistemului energetic. Întrebat despre anul 2021, Daniel Burlan a răspuns că a fost un an al provocărilor și că ne vom reveni din punct de vedere al prețurilor la energie abia în anul 2023. Da, este un an al provocărilor, fiindcă sunt provocări, în primul rând, legate de această pandemie, care ne-a determinat să redimensionăm activitățile de producție în cariere și în termocentrale. Știm că lucram decât cu parte din personal în anumite perioade. Datorită provocărilor preț la certificatele de CO2, în ultima săptămână au explodat și asta a fost prețurile la certificatele CO2. Provocări de personal, cum spuneați, pentru legea 197. Un an al extremelor, fiindcă începutul de an avea un preț pe PZU de 60-70 de lei. Da. Ne-a determinat să facem contracte la prețul pieței din acea vreme pentru a ne asigura sursele de finanțare a planului de restructurare. Asta a însemnat să deci era pe PZU 60-70 de lei și noi făceam contracte cu 270-280 de lei. Iar și v-ați trezit acum cu... Ne-am trezit cu prețuri pe PZU de 1000 de lei. Deci a fost un an atipic. Greu de gestionat. Da, și se pare că această situație va fi, cum spuneam, până la sfârșitul lunii aprilie. O revenire la nivelul de început de an 2021 se pare că va fi la începutul anului 2024. Complexul energetic Oltenia este compania care și-a asumat un plan de decarbonare și restructurare ce se va derula pe parcursul a 5 ani până în 2026. Trecerea spre energie curată cu emisii de CO2 zero este ținta pe care România, ca și întreaga Europa, și-a asumat-o până în anul 2050.